Cele două anesteziste de la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală nu sunt incompetente profesional și nici nu au acționat din greșeală. Asta crede judecătorul care a emis mandatele de arestare pe numele respectivelor. Motivele care au stat la baza arestării au fost trimise la Curtea de Apel București, unde peste o săptămână va fi judecată contestația doctorițelor. Între timp, șefa lor de secție a fost supusă marți unui interogatoriu maraton. Când ați aflat aceste practici controversate? Ce s-a întâmplat? Păi, ce niște informații că ați știut mai demult despre aceste practici controversate? Procurorii parchetului Capitalei și ofițerii de la Serviciul Omoruri i-au cerut explicații detaliate despre ceea ce s-a întâmplat în secția pe care o conduce, mai ales că în ziua reținerii le-a luat apărarea celor două anesteziste. Convingerea este 99,99%, pentru că lucrăm cu aceste doamne doctor, da? Știm ce au făcut, știm cum lucrează, dar până se termină ancheta, nu se poate spune că sunt vinovate. Nici eu și nici dumneavoastră și nici domnul Barbu și nici domnul ministru. Nimeni nu poate spune cu siguranță sunt vinovate. Spusele șefei de la ATI au fost însă contrazise de judecătorul de la tribunal, care le-a arestat pe cele două doctorițe după ce au fost acuzate de omor calificat. Magistratul consideră că suspectele ar fi trebuit să menționeze schimbarea dozelor de noradrenalină și în foaia de observație a pacientului. Aceste modificări nu au fost operate însă și în fișa de observație a pacientului MM, fiind nenumărate neconcordanțe, asistenții medicali declarând că inculpatele le ordonau să treacă în acte valori maximale ale noradrenalinei, deși pacientul primea doze minimale. Procurorii anunță că în paralel cercetează alte 5 morți suspecte din aceeași perioadă de început de aprilie. În cazul acestora s-a făcut necropsia încă de atunci, dar se așteaptă concluziile medicilor legiști. După arestarea celor două doctorițe pe adresa de poștă electronică a parchetului, au fost trimise plângeri ale rudelor altor pacienți care au murit în secția de terapie intensivă a Spitalului Pantelimon și cer și investigarea acestor cazuri. Cele două doctorițe au contestat deja măsura arestării preventive, iar Curtea de Apel va lua o decizie peste o săptămână.